Perioada verii este cea mai aglomerată la serviciul de pașapoarte Olt. Oltenii vin sau pleacă în vacanță și au nevoie de un pașaport sau reînnoirea celui vechi. Vestea bună este că începând de săptămâna trecută, perioada de valabilitate pentru pașapoartele electronice s-a dublat. Începând cu data de vineri 20 iulie 2018, a intrat în vigoare modificarea legii 248 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Iar principalele modificări vizează perioada de valabilitate a pașapoartelor electronice, care a crescut de la 5 ani la 10 ani în cazul persoanelor majore. Modificări sunt și pentru pașapoartele temporare. Alte modificări vizează modul de obținere a pașapoartelor temporare, în sensul că pașapoartele temporare se pot obține în regim de urgență maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, numai pentru motive obiective, care familiale, medicale sau profesionale. Reprezentanții serviciului de pașapoarte spun că în cazul urgențelor, documentul de călătorie în străinătate poate fi eliberat în aceeași zi, însă numai în cazurile excepționale. Noi încercăm, conform unor dispoziții interne, să le facem chiar în aceeași zi, într-o perioadă de 2 ore, în cazul în care prezintă, într-adevăr, motive obiective. Numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor electronice a crescut foarte mult în comparație cu cele temporare. Remarcăm, în schimb, o creștere a numărului de cereri pentru pașapoarte electronice. Până în prezent, luna aceasta, am eliberat 1100 de pașapoarte electronice, am primit 1100 de cereri pentru pașapoarte electronice și numai 790 pentru pașapoarte temporare. Deci, interesul pentru pașapoarte electronice a sporit, cred că tocmai datorită acestei modificări a legii și mărirea termenului de valabilitate a pașapoartelor electronice la 10 ani pentru persoanele majore. În lunile iunie, iulie și august, numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor se dublează față de restul anului. În iunie au fost eliberate 1700 de pașapoarte, iar în iulie 1900.